Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem într-o săptămână în care ar trebui să fim mai buni, să ne gândim la cele sufletești. Nu, astăzi vom discuta despre drumurile județene, nu neapărat numai despre drumurile județene, despre ce se poate face și ce ar trebui să se facă în județul nostru pentru ca toată lumea să circule mai ușor. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu de astăzi, domnul Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean. Bună ziua, domnul Dangă, bine ați revenit în platoul nostru. Bună ziua, bine v-am regăsit. Trebuie să le spunem telespectatorilor cu puțin înainte de emisiune, dacă ar fi vrut colegii din regie, puteau să înregistreze emisiunea din discuția noastră, ce și cum facem. Ne-am antrenat, ca să zic ne-am așa, antrenat... și de obicei poate la antrenament este mai bine decât în emisiune. Așa este, dar acum trebuie să le expunem telespectatorilor ce am discutat cu puțin înainte de emisiune. Spuneați că axa 1, Iași-Suceava, sau Suceava-Iași, oricum ar fi, va suferi unele îmbunătățiri, adică legături către alte localități. Da, una dintre provocările la care noi am încercat să răspundem cu rețeaua noastră de drumuri județene a fost să încercăm să ajutăm puțin mobilitatea în jurul municipiului Iași și să oferim soluții pentru cei care vor să ajungă dintr-o parte în alta a Iașiului, alte soluții decât tranzitarea Iașiului. Și atunci această axă strategică, axa 1, noi am încercat să oferim o soluție celor care vin de pe zona dinspre Suceava și ar vrea să ajungă la Sculeni, să nu trebuiască să intre în Copou și după asta să o ia pe cea Rosetti și să meargă spre Sculeni, să imaginăm o legătură între Publican și vă opresc puțin, trebuie să le spunem telespectatorilor care ne urmăresc și care nu știu. Doamnelor și domnilor, vorbim despre drumul Iași-Suceava, nu cel prin Târgu Frumos, prin Pașcan, nu. Cel care merge prin Copou, Brazu, Movileni și totul înainte, Cotnar și se duce până în Suceava. Consiliul Județean l-a spart în trei loturi, ca să spunem așa. Două loturi sunt peste 80% grad de execuție. Suntem, din păcate, în contestații continue pentru cel de-al treilea lot. Sperăm ca undeva luna viitoare să ajungem la un final și cu acest lot să-l dăm în execuție, dar avem obligația să ne gândim la viitor. Corect. Și revin la problemele pe care le-am identificat anterior. Deci, o soluție de conectivitate între zona Movileni și Popricani, astfel încât, legându-ne cu Popricani, toți cei care ar vrea să ia spre Sculeni să nu mai trebuiască să ajungă în oraș. De asemenea, o conexiune între, de asemenea, axa 1, tot zona Potângeni, cred că se cheamă satul din comuna Movileni, și Românești și după aia jos drumul județean către podul Iloaiei. Deci, practic, am imaginat o conexiune către drumul european de la podul Iloaiei, că și acolo e un subiect de la care am discutat mai devreme. Cred că nimeni nu încearcă pe acolo. Pentru că acolo noi avem un drum județean de pământ și una dintre, cred că e pietruit acum, l-am luat de pământ. Și a fost una dintre promisiuni să încercăm să nu mai avem drumul județene de pământ. Exact. Una dintre promisiuni asta a fost. Plus că asta e și o soluție de conectivitate foarte, foarte bună. Dă o soluție și celor de pe... Că ne putem imagina și sensul celălalt. Oamenii din podul Iloaie care vrea să o ia spre Suceava, să nu mai trebuiască să aglomereze drumul european, pot merge către Românești, care e un drum foarte bun acum, abia reabilitat, și apoi, după ce terminăm această conectivitate, să se conecteze la axa 1 și să poată să o ia spre nordul județului. Eu pot să vă spun un singur lucru, dacă va fi terminat drumul Iași-Suceava, foarte mult, dar extraordinar de mulți șoferi vor merge pe acolo dintr-un motiv relativ simplu. De obicei, după amiaza, și în special vineri după amiază, momentul când vrei să te duci pe 85, când ai intrat, vrei să intri în podul Iloaiei, ai o coloană nu prea mare, 5-6 km, depinde la ce oră te duci, poți să prinzi și de 7 km de mașini. Știți ce îmi place mie? E că acest subiect e în dezbaterea publicului în Iași de multă vreme. Foarte multă vreme. Dar niciodată nu s-a gândit cineva să ia de RDP-ul cu Ministerul Transporturilor și spun ok. Pentru că tot timpul ni s-a vândut asta. Doamne, vine autostrada și mai trebuie să faceți centură la podul Iloaiei. Cred că sunt nu mai mult de două luni de când împreună cu secretarul de stat Ionuț Crioșteanu de la Ministerul Transportului am fost la podul Iloaiei la primărie. Așa. Am luat și directorul DRDP cu directorul tehnic la DRDP și echipa de acolo. Ne-am așezat la masă cu proiectantul de la autostradă, a fost prezent și el acolo pentru a valida cumva discuțiile și a vedea cum afectează asta proiectul autostrăzii. Și am zis, domnule, hai să identificăm un traseu pentru centura podului Iloaiei până la autostradă.
Și din acel moment, eu am vorbit chiar săptămâna trecută la DRDP, oamenii au actualizat planul de achiziții și au pus acești bani pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru această conectivitate. Va fi la sud de podul Iloaiei, ca să spunem așa. Sau ce puțin acolo va fi studiată, pentru că la nord avem barajul celor la Aba Prut, e mult mai complicată partea de nord. Urmează ca imediat ce au avizat asta să dea drumul la achiziția studiului. Din momentul în care recepționăm studiu, putem da drumul la proiectare și execuție. Aveam promisiunea celor Ministerului Transportului că Cnairul va avea banii necesari pentru asta, că nici nu e o investiție foarte, foarte mare, dar este extraordinar de necesară. Evident necesară. Dar aceeași discuții pe, iarăși, plângeri de-a lungul timpului, dar ne făcând nimic, e și pe ieșirea din CUG. Este și pe ieșirea pe care din o abordăm. CUG, da, ieșirea din CUG, drumul a fost reabilitat, dacă nu mă înșel eu, cu fonduri europene sau a mers numai pe o bandă pe sens? Asta este normativul pentru drumuri județene. Adică hai să clarificăm asta. Pentru drumuri județene, normativul este o bandă pe sens. Nu, atunci când vrei să mergi să-l faci la nivel de drum expres, înseamnă niște costuri pe care ți le asumi și suplimentar. Pentru că și pentru drumurile județene înseamnă orice metru în plus de drum, înseamnă cheltuieli de întreținere, cheltuieli de zăpezire și mai departe. Asta e. Discutăm totuși de județul Iași, care are peste 1000 de kilometri de drumuri județene, 1053 de drumuri județene. Toate drumurile pe care le facem în plus adaugă la asta și, ca să vă zic, anul trecut de la bugetul de stat, cote defalcate de TVA pentru drumurile județene, am avut 18 milioane de lei. Iar pentru noi asta este... Într-o lună de zile se termină. Doar de zăpezire, adică practic n-ar trebui să facem nimic pe drumul județene decât să zăpezim. Asta ne înseamnă că nu aducem bani din altă parte, nu identificăm surse. Dacă discutăm de ieșirea din CUG, discuție de multă vreme știu și eu, doamne, că vin din municipiul Iași, două benzi și rământ o bandă și am terminat. Și discutăm acolo de Valea Dâncă, de Horpaz, de Ciurea, de zonă intens urbanizată, ca să zic așa, inclusiv cu transport metropolitan și așa mai departe. Am pus bani în buget, facem acum partea de studiu de fezabilitate ca să lărgim. Pentru că se poate lărgi în primul rând. Se poate lărgi cu devieri de rețele, cu tot ce, adică noi vom ține avizele în sensul ăsta. Am discutat și cu primarii, există soluții. Avem facultăți de inginerie pentru chestia asta. Da. Pentru că e o realitate asta, șoseaua de centură, cea gestionată de DRDP, se înțeapă în drumul județean acolo la Dumbrava. Tocmai la lunga cetății, de acolo, deci instigăm camioane mari să ajungă aici și ajungă într-un drum județean, care în principiu astăzi ar vrea să ajungă la un alt drum național. Da. Și ori o iau spre Vaslui și ne strică nouă drumul județean, că astăzi suntem în situația în care va trebui să facem, anul ăsta facem întreținere pe el, dar cât de repede posibil va trebui să avem o investiție serioasă din nou pe el. Tocmai din lipsa acestei soluții pentru drumul, pentru traficul greu. Uh-huh. Da? Și aceste camioane ajung într-un drum pe cu o singură bandă pe sens, cu viteza specifică. Am pus banii, am semnat contractul și vom avea acest studiu, astfel încât să putem da drumul iarăși la proiectare și apoi execuție. De asemenea, o promisiune de foarte multă vreme este conexiunea de la Țuțora, Holboca, zona Groapa de Gunoi. Da. Cred că de când Țuțora a dat banii la a dat terenul pentru Consiliul Județean. Exact. De atunci a fost o promisiune domnului Simirad, o promisiune că facem drumul la județean. Da. Îl facem. Da, am semnat contractul de proiectare, ne apucăm să-l facem. Oh. Pentru că acolo, dincolo de Groapa de Gunoi, e și o conexiune cu un drum județean care e o paralelă de-a lungul Prutului 249, care poate fi o legătură frumoasă, paralelă, între Sculeni până jos la Albița, dacă exact, între cele logică, două puncte de trecere de-a lungul Prutului și nu am mai aglomerat. De aceea, credem că rețeaua de drumuri județene poate asigura astfel de alternative. Le-a spus prea multe. Păi, a spus în felul următor. Pentru, da. A, mai e unul la Pașcani, la Blăgești, tot la fel, o conexiune foarte bună către vânători. Pe care, iarăși, ne-am concentrat aici pe municipiul Iași, avem datoria și Pașcani al nostru și întregul județul corect, nostru. Corect, dar să revenim. Deci asta pentru axa 1, legătura spre Sculeni și spre Românești Podului. Există bani pentru studii de fezabilitate? Sigur că și da, banii sunt puse în buget, contractul semnat ieri.
Cu alte cuvinte, în cel mai scurt timp vom avea studiile de fezabilitate pentru cele două conexiuni. Cred că au 3 luni de zile. 3 luni de zile. Da. După acele 3 luni de zile vor fi bani puși pentru putem proiectare să începem și partea de proiectare. Da. Așa. Pentru ieșirea dinspre Cug spre șoseaua de centură. Același lucru, același proiectant. Așa, bun. Au fost scoase la pachet la licitație. Șoseaua ocolitoare a podului Iloae. Acolo... E în sarcina DRDP-ului. DRDP-ul. Noi, în baza unei colaborări instituționale corecte, avem o comunicare continuă cu DRDP-ul și atâta timp cât s-a făcut o promisiune, o bătaie de mână bărbătească, ca să zic așa, am zis că comunicăm pe tema asta. Săptămâna trecută am avut discuția, știm la ce nivel sunt, s-au ținut de cuvânt, la un plan de achiziții. Țuțora Holboca? Țuțora Holboca suntem fezabilitate, la nivel de realizare studiu de fezabilitate. După care imediat proiectare și execuție. Mie mi se pare cel mai ușor de făcut, acum trebuie să recunosc. Țuțora Holboca e și mai liber. Ca să vă mai zic că drumul ăla rupe niște mașini de salubritate. Da. Care da. Vin cu niște tone de gunoi către groapă. Acum, mulțumim Dumnezeu că niciun dintre operatorii salubritate nu ne-a dat în judecată să scoată, să scoată niște cheltuieli. Cheltuiele pentru buc și pentru... Da. Drumul arată foarte rău. Da, păi acolo nu s-a intervenit de când a predat soara trenul de multă vreme. De multă vreme, așa, nu s-a făcut nimic. Bun. Toate acestea, din care le-a spus dumneavoastră, s-au început studiul de fezabilitate, 3-4 luni de zile se termină studiul de fezabilitate. Asta se adaugă la contractul semnat anterior de Consiliul Județean, prin care am demarat proiectarea pentru centura de trafic ușor da, în municipiul Iași. Cea de la Uricani. Care înseamnă, practic, tot o rețea de drumuri județene cu o logică de centură, ca să zic așa. A trebuit să-i spunem așa ca să putem finanța, dar ea este, o vezi pe hartă, înconjoară municipiul Iași și rezolvă în multe cazuri, de exemplu, drumul județean care e acum pietruit din Păun către Tomești, da. Realizează o conexiune între DN24 și DN28. Eu știu acum, unul m-am împotmolit în drumul eu ăla. Eu nu aș avea curajul să merg pe acolo. Am fost cu un coleg consilier județean, cu Silviu Apostol, în 2018, în primăvară, și ne-am împotmulit acolo, eram cu un Discovery 3 și a venit, eu nu aș avea curaj a venit cineva de la clubul de 4x4 și ne-au scos de acolo. Corect. Și am zis, domnule, da, ăsta e drum județean pe hartă. Da. Da, apropo, colegii de la 4x4 ne-au zis, doamne, dacă știam pentru ce ați venit, nu vă mai scuteam de aici, că ăsta e câmpul nostru de joacă. Și a spus, gata, nu mai aveți cum de joacă. Bun, da. Domnul Dagă, suntem spre finalul emisiunii, dar nu se poate, chiar dacă vom depăși puțin timpul. Există o discuție aplicată și intensă, un drum care se lege aeroportul internațional Iași de Aruneanu și mai departe. Da. Da. Când? Acolo este acolo, cred că iarăși, un demers care nu s-a făcut de multă vreme, la aeroportul Iași, ne-am întâlnit conducerea aeroportului, primarul municipiului Iași, președintele Consiliului Județean, primarul din Holboca, Aroneanu, conducerea DRDP și conducerea Direcției Județene de Drumuri. Și am zis așa, aeroportul nostru urmează să se extindă. Vrem la orizont, nu știu, 2035 să avem 3 milioane de pasageri. Nu putem să abordăm plus zona target. Cargo. Plus, nu putem să abordăm acest target doar cu drumul nostru de pe Ciric. Da. Și atunci ne-am împărțit niște responsabilitate. Este o minută făcută acelei ședințe, care practic va sta și la baza dimersurilor fiecăruia dintre părți. Și am zis așa, municipiul Iași își asumă legătura către sud, partea Dancu, Tătăraș, sud, încolo, și mai departe. Județul Iași își asumă realizarea unui drum județean pe conexiunea nord către inclusiv către viitoarea legătură de Breteaua de la autostradă, dar și dus către Aroneanu. Dar și pe partea de est a aeroportului trebuie să realizăm o infrastructură rutieră la nivel de drum județean pentru a conecta, pentru că noi avem acolo vreo 50 hectare de teren unde poate fi zona stabilă de cargo, nu terminalul 2 care vrem să-l facem acum cargo. De început, ci în partea cealaltă o zonă serioasă de cargo și să legăm către Holboca chiar, zona unde vom avea viitorul parc industrial, astfel încât toată acest areal să poată răspunde cerințelor de intermodalitate, care definiția zice că ar trebui să avem CF, drum asfaltat și aer. Și atunci dacă reușim să conectăm aeroportul Iași
zona viitoare cargo către Holboca, parc industrial, plus către autostradă și către autostradă, atunci vom putea spune că zona asta va putea servi nu doar transferul aerian de călători, ci când și începe, de marfă. Când se va începe studiul de fezabilitate? În momentul de față pot să vă spun că la primăria municipiului, așa am vorbit săptămâna trecută cu domnul viceprimar Juravle, și, dar abordasem discuția asta și cu domnul primar, ei au un buget parte de proiectare pentru partea de sud. Acum, DJADP, după ce a terminat acest contract de studii, poate să treacă la nivelul următor. Uh-huh. Urmează să ne înainteze nouă nota de fundamentare pentru a... Până la sfârșitul anului putem vorbi de un studiu de fezabilitate plătit, măcar se plătește pentru zona de nord. Aș vrea să văd că e pus în plan de investiții la drumuri județene. Deocamdată am stabilit-o cum va arăta. Am înțeles. Mulțumim bine. Foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. În foarte scurt timp, să zicem 2 ani, 2 ani mi se pare un termen relativ scurt, vom avea legături către Suceava, vom avea poate legături către localitățile din zona metropolitană, altele decât cele pe care mergem acum, mai bune, mai rapide. Doamne ajută, dacă sunt bani, sigur se vor face. Până data viitoare, cele bune, la revedere!